Vom am pune la sfârșit egal cu, știu și eu, false, deoarece joaca încă nu s-a terminat la început. Uh, și știm că trebuie să punem toate această bucată de la să-l punem pe asta de supra la guess, totuși. Așa, toată bucata asta trebuie să fie la noi într-un while, adică while not end of game, adică cât nu s-a terminat jocul, atunci se facă toate aceste lucruri iarăși. Să-l pot indenta frumos, așa. Da. Ok, adică cât nu se a terminat joaca, trebuie să ne întrebe iarăși tot ce se întâmplă acolo. Dar cum să punem noi, dacă cum îi voi da un run, pot să o literă, după aia mai o literă, mai o literă. Și chiar când le pe toate, nu se termină jocul meu, încă mai pot ghici, dar cuvântul nu se a terminat. Cum să fac în așa fel încât acest end of game să se schimbe în momentul în care uh, în momentul în care cuvântul nostru este plut, adică când utilizatorul nostru a ghicit toate literele pe care trebuie să le ghicească. Cum facem lucrul dat? Punem frumos aici, în interiorul while-ului nostru, să verificăm dacă display-ul nostru, adică display-ul este uh, lista asta care are și blank-uri înăuntru, dacă acele blank-uri nu se mai află în display, înseamnă că, felicitări, ai terminat joaca. Cum o noi acest lucru? If, după aia punem string-ul acesta, adică dacă acest Uh, underscore, această linie mică, nu no, self în display, adică not in display. display. Atunci, hop, oh, here's the child doc. Atunci, a nostru end of game with hegel galcu true, pentru că aici era false, atunci îl punem true. 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 Uh, while not end of game, adică cât este true, cât este true să se facă asta. Apoi, hm, mai să punem inverse. So, while not end of game some coffee true, după aia ok, nu, este, este, este ok așa. Adică end of game la noi va fi true, înseamnă că se va termina joaca noastră și nu mai trebuie să ne facem noi bă de cap și după aia putem să printem. Bravo, ai câștigat. Și genul, așa, să încercăm să-i dăm Trebuie să ghicim o litră. Guess letter. A, C, M, camel. După aia vedem că ne apare aici Bravo, ai câștigat și dacă vă uitați să butonul la run, el nu mai mergea, acum acolo mi-a stop, dar acum este în... este uh, uh, S-a făcut înapoi în run. Încă o dată este Camel. C-M-A-L-A. -A. Bravo, ai câștigat din de nou. De deci ce ne apare... ok, acum este babun, Mi s-a părut că randomul nostru ne face fiesta, dar ne-a căzut de mai multe ori la rând cu Camel. Așa ar trebui să arate codul de sfârșit. Mă țin mi minte, aici ne-am folosit acest end of game, la început l-am pus false și după aia am pus o condiție cum să-l transformăm în true. Condiția ca să-l transformăm în true a fost faptul că dacă aceste blank se mai află sau nu în display-ul nostru, în cazul în care nu se mai află, înseamnă că jocul s-a terminat, valoarea noastră se schimbă și while-ul nostru la fel se termină. Deci pe această notă aștept să vă ved la următoare provocare să vedem ce o să facem.